Promitem că nu vă ținem mult cu vorba. Puteți să stați după aceea cât doriți. Ar fi interesant să-l mai întrebați pe Emil, Emil pictorul, nu Emil scriitorul. Ce are el în cap? Ce nădăjduiește el cu atâta cărbune și hârtie stricată de aiurea? Ce să mai continui la el? Evident că am glumit. Este o expoziție care este făcută cu mișloace minime, adică nu i-a trebuit decât hârtie, creion și sticlă. Este prima expoziție de o acuratețe și de o sensibilitate și de o, cum să zic, unică în ceea ce s-a întâmplat în cei 10 ani, pe al 11-lea trecem, aici la Galeria La Sestri, încât mi se pare un eveniment deosebit. Cum noi știți prea bine că nu vorbim prea mult, că dacă vorbim prea mult nu mai avem timp să bem, să-i dăm cuvântul lui Emil. Emil fiind, în afară de faptul că e poet, asta e treaba lui. Da. Se ocupă de această galerie împreună cu mine, adică eu împreună cu el sau nu știu cum să zic, și de fiecare dată n-a refuzat o expoziție la Sestri, ceea ce e minunat. Și cu ocazia asta vreau să-i spun la mulți ani pentru acest an nou, unde o să mai facem o grămadă de expoziții. 12. Mulțumesc, dar eu vreau să spun la mulți ani la toată lumea că ne vedem prima dată anul ăsta. Și aveam o idee, dacă tot am făcut 10 ani și la 11 ani, să schimbăm ceva. Oricum, aici am fi vrut să fie altceva și altfel decât în galeria oficială. Dar hai să mă gândeam astăzi, să lansăm un proiect care să se numească autovernisaj. Adică să înceapă pictorul. Nu se răspunde la întrebări, că îl iau eu la întrebări. Să spună singur de ce a vrut expoziția, de ce a vrut. Și după aceea să mai vorbească un critic sau un prieten sau... Critici vorbesc degeaba, nu? Știi de ce? Nu. Pentru că mereu mă gândesc și am aceeași problemă. Mă, cu cine vorbesc eu? Cui vorbesc acolo? La televiziune? Artistul știe ce a făcut. Să-i spun eu ce a făcut, ce a vrut. Evident că o să se uite la mine, nu o să spună, dar o să gândească. Asta bate câmpii. Să le spun celorlalți artiști de aici ce au făcut, știu ei mai bine. Dar după ce a spus el ce a vrut să facă, atunci da, pot să îl întreb, să-l contrazici, să îl mai întreb ceva în plus, nu?
Asta ar fi o propunere. Acum, astă seară n-am gândit-o așa, dar dacă putem intra așa, eu l-aș lăsa pe el să spun. Stai să spun. Dacă se prinde la povestea asta. Apropo de ceea ce spui tu. Mă amintesc de Nelu Gânju, Dumnezeu să ierte, plecat între cei... Nelu Gânju, un mare artist, ieșan. A avut un vernisaj la care l-au fugărit pe Radu Negru, Radu Negru fiind criticul, cu toporul, cu bărdița. Cu bărdița. Da. Și următoarea expoziție a lui Gânju și-a prezentat-o singur. Adică s-a îmbătat, s-a uitat la toți, e bine și dacă nu e bine, ce vă pasă vouă sau ce îmi pasă mie? Deci, bun, acum eu nu spun că toată lumea ar avea debitul ăsta sau posedă limbajul necesar să... Da, că pictorii scriu cu cărbune și le trebuie spațiu ca să scrie. Da. Deci, apropo de asta, și-o prezentați, de fapt, singur expoziția. Era prin 80 ceva, când era o noutate categorică, Neaș. Uite că s-a pierdut. Putem să o relansăm. Deci putem, deci putem să relansăm. Da, cine după cine a fost? S-a duc barba. Deci... Pictorul după critic sau critic? Trebuie să începe. Mergi la povestea asta? Na, acum ce să spun eu, povestea expoziției astea este una strict legată de afectiv, fiindcă undeva în demersul meu când am început expoziția, un fotograf, care îl cunosc acum foarte bine, mi-a adus aminte de un moment pe care l-am trăit undeva prin Franța, am descoperit într-un beci o cutie cu niște dălți. Era foarte interesant așa și avea o formă ciudată. Am întrebat-o pe gazdă la ce folosesc. Erau niște bunicul ei fusese tâmplar și dălțile alea făceau niște saboți din lemn. Da, e bun. Problema, spuneam, am întrebat un om, dai mie dălțile astea? Zice, domnule, nu le dau, fiindcă au aparținut bunicului meu. Și ca să mă facă să înțeleg mai bine ce se întâmpla acolo, am coborât în beș și alături de saboții aia și dălțele pe care le avea, era o scară și un șorț care aparținea bunicii, tot bunicii ei. Și a spus, când are nevoie să încarce afectiv,
coboară, se așează pe un scaun și stă un sfert de oră cu bunicii. Da, cu bunicii. Bunicii ei. Concluzia? Concluzia este că după ce am văzut câteva fotografii a fotografului ăsta, Horia Mihai Gligor îl cheamă, este unul din cei pe care îi apreciez cel mai mult, am constatat că în ce privește transmiterea afectivă sau cum să-i spun eu, psihologică, nu este foarte departe de ceea ce îmi spunea franțuzoai, ca să zicem. Da. Ok. Trunchiat, da. Am înțeles. Mai continuă, nu? Mai revine. Dar vreau să spun că sentimentul ăsta l-am avut când am intrat aici. Deci știam că vin, în general, aici am prezentat expoziții, știam artiști, știam niște lucrări, nu erau alea, altele, și maniera. Bun, dar cred că majoritatea l-am văzut la 5 minute, 10 minute înainte de a comenta. Nu știam ce face. Bun, am aflat de câteva zile că o să fie un afiș, că o să vin să vorbesc despre domnul Emil Ungureanu. M-am uitat, sigur, ce vezi pe net e una, ce vezi în realitate e alta. Am intrat aici și mă gândeam, desen, sigur, desenul, ce cu ăsta, e o tehnică mediatoare, ca să zic așa. Pregătește. Și am intrat și am văzut o expoziție fermă, în forță, stă pe picioarele ei. Doar de desen. Doar de desen, fără nicio culoare, de adevăratelea. Și vorbeam cu prietenii artiști alături înainte de a intra așa în faza asta filmată. Ce înseamnă proba desenului pentru un artist și ce a însemnat dintotdeauna și de ce a dispărut astăzi când s-a umplut arta de diletanți. Toată lumea se preface că face, dar habar n-are ce aia. Nu vă mai aduc aminte de povestea aia lui Picasso cu prietenului care i-a dus în atelier un client și după ce l-a văzut un minut s-a legat la ochi și l-a desenat cu creta pe o ușă. După care a vândut picturi abstracte. N-are importanță, dar a trecut proba. Da, dar desenul în general în artă e văzut ca un element ajutător, ca un accesoriu. Nu, de data asta avem o expoziție de desen, desen artistic autonom, care stă pe picioarele lui. Și se vede forța, se vede cum hașurul înlocuiește culoarea. Și e vorba și de sentiment și de expresie și nu de portret, că așa se numește expoziția, în sensul strict al termenului. N-am găsit altceva. Avem compoziții, avem alegorii, avem de toate aici. Sigur că în miez stă portretul, ca o convenție, dar nu e asta povestea expoziției. Fiecare lucrare, discutam înainte, ar avea nevoie de un spațiu pentru că are semnificația și povestea ei, dar ăsta e spațiul în care suntem. Nu avem cum să ne descurcăm. O decupăm așa la reluări, la revederi. O să facă oana extindere. Și mai o să, în imaginar, ne putem așa extinde. Și mă gândeam care e condiția desenatorului artist până la urmă și mă gândeam la o, prin analogie așa, la o triangulație, ați văzut în filmele astea polițiste, nu? Când vor să depisteze unde se află un infractor, pun în mișcare locul din care eu îl caut, locul din care el a dat telefon, locul antenei și îl prindă. E, asta este condiția artistului, pentru că e un model, da? E un artist și un receptor, noi toți receptorii. Lucrarea, ca să o identificăm, o,
o înțelegem, o descifrăm din unghiul în care ne aflăm, dar trebuie până la urmă să-i găsim, pentru că una a vrut artistul, alta a visat modelul să fie frumos, dar n-a ieșit, da, pentru că artistul vrea altceva de la el. Ajung și la asemănare. Și alta vreau. Da. Deci, până la urmă, acest obiect, care e o fetiță, nu? Așa pare. Nu mă interesează că dacă i-ar fi dat un nume, atunci trebuia să mă gândesc cu cine seamănă, a, o cunosc, nu o cunosc, seamănă cu ea, nu seamănă cu ea. Povestea cu asemănarea nu are valoare aici, are o valoare foarte mică. Trebuie să corespundă cu o stare, cu un sentiment, cu o idee, ca să ajungă la arta, și asta reușește el să facă, să ajungă la arta adevărată. Dincolo de model, de asemănare, astea sunt chestii minimale. Și expoziția stă bine pe picioarele ei, tocmai pentru că reușește să transmită, să construiască asemenea cârlige, să semnifice, să fie o lume aici. E o lume în care putem, sigur, să ne închipuim că ascultăm bătăi de inimă, ascultăm scâncete, ascultăm izbucnire în râs sau nu. Mie îmi place acolo un personaj cu lampă destul de revoltat, așa că mă trimite la botezătorul din toată iconografia veche. Mie îmi place botezătorul că e cel mai zburlit din toți. Toți sunt cum il fo. Adică să fie corect, așa. Nu, el e invers. Și îmi place chestia asta. Sigur că în desen avem de la 2000 până... Nu? Nu e adevărat? El e cel mai... Tu știi că face... E cel mai împotriva curentului. Și are și tratamente din astea șarjate, nu neapărat ca la 2000. Deci vreau să vă spun că de fapt am prin desen, iată, nu știu dacă la toți artiștii s-ar putea face experiența asta, după ce el ne-a arătat tablouri colorate, frumos, făcute, înrămate, aranjate, să-i luăm desenele din sertar, din atelier, de pe supat, pe unde le-a ascuns, să-l vedem cum e de adevăratele. Nu știu dacă toți artiștii vor trece proba asta. Dar uite că el o trece din prima. Păi nu, sigur, cu siguranță nu. Deci lui îi iesă, adică în cheie. Fiecare lucrare e încheiată. Vorbeam înainte, am văzut niște uleiuri, pentru că lucrează și în ulei. Unele... Un grup era, o compoziție de grup, era și desenul, care părea să fie pregătitor uleiului, dar eu spun că mi-a plăcut mai bine uleiul, mai mult uleiul decât, mai mult desenul decât uleiul. Păi ulei acoperă desenul uleiului. Câteodată e necesar. Dacă ți iese uleiul ca lumea, da, dar nu. Aici, deci e un desenator și un artist, până la urmă, despre asta e vorba, să știe să deseneze. Asta e forța. Mai ales la un bărbat. Și să sigur, să o percepi. Vorbeam de triangulație aia, adică să o simt. Să aibă empatie cu modelul, fie el imaginar, fie real, și să, direcția cealaltă să te facă pe tine să-l simți. Nu o să-ți transmită ție ce a simțit el în fața modelului, dar oricum ceva vei simți important. Poate mai important decât ce a simțit el în față cu modelul. Deci, până la urmă, ăsta e rolul artei și rolul desenului și eu nu pot decât să vă spun că mă bucur că prima expoziție din anul ăsta are nivelul ăsta. Alb-negru. Alb-negru, felicitări. O să fie greu să țin. Nu știu. Țin. Zicea că mai spune ceva. Hai, te rog frumos, mai spune. Întotdeauna, oricum la final trebuie să vorbească artistul. Păi, na, ce aș putea să vă spun? Dacă vă faceți timp să treceți la fiecare scriptă, na, să vă plimbați și să, cum spunea domnul Emil Nicolae, că o expoziție este ca o carte și trebuie să luați fiecare film în parte ca să o puteți dibui, să înțelegeți care e sensul real. Probabil că fiecare tablou, fiecare filă, în cazul de față, poate fi citită făcând abstracții de celelalte, chiar dacă ele se regăsesc undeva unitar într-o expoziție.
Mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezență, da, mulțumesc celor care au venit, chiar unii chiar dacă nu mă cunosc. Mi-am adus aminte, Daniel Aras, din păcate a murit la aproape 60 de ani, n-avea 60 de ani, un important critic și istoric de artă francez, contemporan. E o carte a lui, Nu vezi nimic, tradusă la editura Art la noi, dar nu în carte, aia în altă poveste, într-o istorie a picturii, spune așa. Un tablou, și asta se potrivește cel mai bine desenului, în fața unui tablou poți să ai două reacții. Poate să te prindă într-o fracțiune de secundă, ca și cum ți-ar da un pumn în nas, sau poate să te cheme din timp în timp, să te împingă într-o contemplație, să ceară timp, să mesteci imaginea, să o decantezi. Da, dar el se referea la toată pictura și inclusiv la aia în ulei. Dar dacă un desen care este o primă mișcare prima dată, după care eu sigur că o prelucrez, dar rolul lui ar fi să-ți dea pumnul ăla de o fracțiune de secundă, dar la el după aceea te cheamă și te bagă în contemplare și în reflexie, e deja un semn că a depășit un nivel sau a atins un nivel important în artă. Vreau să mai completez ceva. Ar fi interesant ca spre toamnă să facem o expoziție de așa zise uleiuri, poate acrilice, cum lucrez. Să vedem dacă va fi la fel. Deci acrilic nu lucrez, ulei într-adevăr am în lucru. Problema e că adică nu e nicio problemă. Problema de culoare. Ce face culoarea aici? Ce face culoarea în locul acestui expoziții? Vreo 40 ceva, pe la sfârșitul anului e posibil. Da? Sper să fii sănătos. Încerc. Bine.